în sud-vestul țării și la munte. Avem o pauză în miercuri. Se limpezește cerul deasupra întregii țări, dar nu durează mult. Joi până vine dimineața, iarăși ploi în vestul sud-vestul țării. Planuri de weekend să încercăm să ne iar facem în weekend, deja. Vreme frumoasă și la munte și la mare. La mare toată săptămâna va fi dominată de soare și temperaturi ridicate, la munte vor mai fi ploi, însă spre finalul săptămânii și la munte o vreme mai bună, ploi de scurtă durată, eu știu, să apară în special spre după amiază. Deci avem o răbdare pentru că sfârșitul de săptămână exact. O să fie frumos. Nu știu cât de bine o să ne fie, pentru că spuneam că va fi destul de cald. La final de săptămână vor fi temperaturi ridicate, ce pot ajunge și spre 35 de grade, în special în zona de sud-est a țării. Și vorbind de prognoza pe următoarele două săptămâni, cealaltă săptămână nu va mai fi ploioasă ca aceasta în anumite spuneam zone. Că perioada caldă va fi în special în intervalul 3-5 august, da. După care temperaturile vor mai scădea puțin după 5 august, iar ploile vor veni în special în vestul, centru și nordul țării. Acolo crește probabilitatea pentru ploaie, în rest ploile vor fi mai puține după această perioadă, după 5 august încolo. Ce temperaturi maxime să așteptăm la final de săptămână, cealaltă săptămână? Spuneam că la final de săptămână vom atinge temperaturi caniculare, temperaturi înalte vor fi și la începutul săptămânii viitoare, urmând ca după data de 5 august să fie o tendință de scădere a temperaturilor spre valori mai apropiate de cele normale, specifice începutului de august. Unde va fi mai plăcut în acel interval canicular? Evident, la malul mării, evident, da? Unde e briza. Și la malul mării, unde este briza, și la munte, desigur, temperaturi moderate, climatul montan este moderat, dar la câmpie arșița se va face simțită, disconfortul termic se va accentua în orele după amiezei, nu ne va fi prea bine la final de săptămână. Nici în aceste zile nu este foarte bine aici în Est Sud-Est, pentru că, deși nu se ating temperaturi înalte, 33, cel mult 34 de grade, masa de aer este umedă și atunci